Bună seara tuturor, distinși invitați, dragi prieteni! Am deosebită plăcere și onoare să mă adresez dumneavoastră în calitate de președinte al grupului creștin de rugăciune al Parlamentului României și în numele colegilor mei din Parlament. Astăzi e o zi specială. Sărbătorim cea de-a 14-a ediție a evenimentului Mic dejun cu rugăciune în Parlamentul României. Această funcție trezește în mine datoria de a face auzită vocea acestui grup ce promovează valorile spirituale și în principiile morale creștine. Este o mare bucurie să fii parte dintr-o adunare de oameni ce au în inimă cuvântul lui Dumnezeu. Dar ceea ce mă împlinește cel mai tare, deși facem parte din confesiuni diferite, partide diferite, doctrine diferite, este faptul că ne unește același crez comun, aceeași dorință de a face din comunitatea noastră o lume mai bună. Pentru că răul va fi învins întotdeauna doar prin bine. Atunci când binele învinge răul, domnește iubirea. Iar acolo unde domnește iubirea, domnește pacea. Noi, ca aleși ai poporului, avem datoria de a face tot ce ne stă în putință ca istoria țării noastre să înainteze spre bine și pace, păstrând valorile noastre creștine identitare. Prin urmare, vă invit pe voi, oameni dragi al lui Dumnezeu, să fiți în continuare lideri de seamă ai societății, călăuziți prin rugăciune de cuvântul lui Dumnezeu.